Să-mi dai imaginea mai sus, da. Dai imaginea mai sus. Da, bună seara, prieteni. Văd că suntem deja câțiva. Ne strângem încet, încet. Vă salut pe toți. Bună seara, prieteni. Suntem deja câțiva. Ne strângem încet, încet. Vă salut pe toți. Hristos a înviat tuturor, dragii mei. Mă uit și pe mesajele voastre aici. Și Hristos a înviat tuturor, dragii mei. Mă uit și pe mesajele voastre aici. Te salut, da, vă salut pe toți prieteni, Constantin, Raisa, Mihail, Ionuț, Liliana. Ei, vorbim de a tăi altă dată, nu. De cine să vorbim? Știi cine zicea că e ateu? Ion Iliescu vorbea. Da? Hristos a înviat, prieteni, tuturor, și să dea Dumnezeu să aveți zile senine, ca să spun așa, în aceste În această sfântă sărbătoare, cea mai mare sărbătoare creștin-ortodoxă. În această sfântă sărbătoare, cea mai mare sărbătoare creștin-ortodoxă. Eu. Da, îi salut pe toți și pe Petru de la Ungheni și pe Vera și pe Liubov. E, mulțumesc, dragii mei, mulțumesc că iată ne strângem. Am și aici Lumina, da? Lumina de la Ierusalim, da, de aici, de la catedrală din Chișinău. Și Lucia, da, vă salut pe toți, prieteni. Mulțumesc. Adevărat a înviat, Elena. Mulțumesc. Da, era telefonul deschis, celălalt. Bună seara, Maria, Eugeniu, Hristos a înviat. Da, Constantin, să dea Domnul să avem toți sărbători cu sănătate și pace, pentru că în aceste zile e important să ne gândim și la vecinii noștri de acolo din Ucraina care luptă și cărora le dorim pace, în primul rând. Le dorim tuturor celor care sunt acolo, în acest teatru de război, ca să spun așa, în această situație dramatică, pentru că de o parte și de alta. Nu-și dorește nimeni să fie victime, nici de partea rușilor, nici de partea ucrainienilor, dar ăsta e războiul, din păcate. Ați văzut, chiar secretarul general ONU Antonio Guterres a făcut un apel la pace, la asistarea operațiunilor militare. Ah, măcar în aceste zile în care creștinii ortodoxi sărbătoresc Paștele. Da. Ce să spun? Salut, Ion. Vă salut pe toți prieteni și vă spun din nou, Hristos a înviat. Și sper că sunteți în familie, sunteți cu prieteni, sunteți alături de cei dragi, ca să zic așa, și de cei cărora le pasă de voi, că asta e cel mai important. Am văzut multe postări astăzi din partea unor politicieni sau așa zici politicieni. Da, și mă gândeam la voi cei de aici din Moldova. Și mă uitam la postarea pe care a făcut-o
Personajul ăla pe care îl cheamă Vlad Filat. Vă aduceți aminte de-l, prieten? Vă mai aduceți aminte? Ăla care spunea că atunci când va vorbi el, toată clasa politică va exploda aici la Chișinău. L-am văzut azi făcând un text așa, mamă, mamă, dar ce postare lungă. El care a tăcut și tace. Tace, stă ca un struț cu capul nisip și nu vine să ne explice cum e cu banii aia furați, cum este cu toate lucrurile astea. S-a găsit acum să transmită el mesaje. Știți ce mă gândeam, prieten? Toți politicienii ăștia care s-au întrecut în a vă transmite tot felul de urări, de mesaje. Eu am pus și un video care cred că, nu știu, mi-a plăcut, pentru că are o anumită esență, o anumită căldură și cred că transmite un mesaj de suflet. Fără a spune nu știu ce, nu știu, fără a scrie texte lungi de voi. Vouă nu vă trebuie prieteni, cred că politicienii au datoria să facă ceva pentru voi. În primul rând, iar în aceste sărbători nu cred că e o competiție care scrie mesajul cel mai frumos, care spune cel mai lung mesaj, care, Dumnezeule, asta se întâmplă și în România, nu numai aici în Moldova, dar aici mă doare acum situația pentru că l-am văzut pe acest Filat azi, fără niciun fel de rușine, el cu cele mai mari păcate în fața poporului moldovean. El s-a găsit să dea acum mesaje el de da, dar el nu vrea să iasă să ne spună. Nu vrea să ne zică tot ce s-a făcut. Să ne spună el adevărul, nu? Cum ne promisese de atâtea ori. Dacă e om care ține sau a ținut vreodată la acest popor. Ei dau toți mesaje, mamă, și Vasiloi ăla și toată lumea se întrec, prieteni, e o competiție. Eu le-aș transmite doar atât, că nu vreau să vorbesc, nu știu, cu în alt mod mai neacademic, în această sfântă zi de Paște. Le-aș transmite să facă ceva întâi pentru popor și să vorbească mai puțin. Asta le-aș transmite. Politicienilor care sunt la conducerea țării. Nu mai zic, iar celor care au fost la conducerea țării le-aș spune să tacă pentru totdeauna. Pentru că au făcut prea mult rău și cred că asta nu face decât să enerveze pe cei care i-a dezamăgit Vlad Filat, i-a furat, i-a umilit, i-a ignorat. Da? Încă de pe atunci ați plecat foarte mulți în diasporă și cred că asta îi se datorează în principal lui și lui Plahodniuc, iar ulterior celorlalți actori, actori cu adevărat care n-au fost niciodată politicieni, ci au jucat un rol pentru public de politician, iar în realitate au fost niște scroci și niște hoți și niște bandiți. Ilan Șor, Igor Dodon și cei pe care vi-am nominalizat anterior. Asta e. Constantin, lasă-i în pace, că mai sunt din ăștia. Nici nu trebuie, trebuie să ignorăm Constantin. Cred că faptele trebuie să primeze și ceea ce vrem noi să facem aici, în această comunitate, spovedania lui Rizea, pentru acest proiect politic important, care, iată, în Vinerea Mare, a fost chiar un semn. Nu? Că în această zi sfântă, în acea zi sfântă de vineri, acum 2 zile, Agenția Servicii Publice a aprobat denumirea noi formațiuni politice pe care mi-o doresc pentru Moldova și pentru moldoveni. Moldova, Rize și poporul. Până la urmă, cred că e important ce vrem să facem, dragii mei. Nu ce ne spun alții aici, ne jignesc. Lasă-i în pace. Lăsați-i, prieteni. Ignorați-i, pentru că asta e cel mai bine. Ei nebunesc atunci când văd că suntem din ce în ce mai mulți, zi de zi, că încet, încet, bulgărul ăsta, numit MRP, Moldova, Rizea și poporul crește fiecare zi, prieteni. Și își dau seama că, neavând argumente, ori să înceapă cu jigniri, ori să arunce cu, să împroaște cu noroi. Asta e stilul. N-avem ce face. Mergem înainte, dragii mei, și ne batem. Ne batem să distrugem sistemul mafios și toată această caracatiță. Și mă uitam, așa cum vă spuneam, sper că nu vă mai lăsați impresionați de mesaje de Paști din partea unui Vlad Filat, din partea nu știu cui.
Ei, în loc să învețe să aducă puțină bunăstare acestui popor necăjit, ei acum toți stau liniștiți, petrec, pentru că au cu ce, prieteni. Dar în momentele astea trebuie să ne gândim la cei care nu au. Fac unii acte de binefacere, păi oamenii se simt și umiliți, prieteni. Se laudă, nu știu cine se lăuda că se duc la veteran să le dea, că se duc la niște persoane vulnerabile, ăștia, cu ușor, să-și doneze deputații 800 de lei. Bă, dar numai bine faceți o lege, măriți pensiile, măriți salariile celor care într-adevăr merită din instituțiile astea publice. Dar mai mult gândiți-vă la pensionari. Ați făcut acte de asta de bravură. O, prieten, pe mine mă, nu știu, bine, poate le-am văzut de prea multe ori. Am deja un deja vu, din anii trecuți. De fiecare dată, nu știu, politicienii fac și aduc aminte de oamenii cu probleme, de oamenii aflați într-o stare financiară deficitară, într-o stare vulnerabilă și aduc aminte de Paști și de Crăciun. Își donează nu știu ce din salariu. Mă, prieten, asta credeți că rezolvă ceva? Nu, eu vă întreb. Asta credeți că dă bine, am înțeles, vreți să vă faceți imagine. Dacă voi credeți că ducând un sac de cartofi, nu știu ce, câteva sute de pâini sau cozonaci sau ouă sau pască, ați rezolva problema oamenilor, ați rezolva problemele cu care se confruntă zi de zi, înseamnă că vă înșelați amarnic. Nu asta e soluția. Soluția este să faceți ceea ce v-a spus Riza de fiecare dată. Să luați tot ce au furat ăștia, că aveți de unde. Să vă asumați riscuri pentru această țară și pentru acest popor. Nu să așteptați că să vă permită legea, că nu vă permită legea și că nu știți ce să faceți. Și de aia, băieții ăștia se complac. Această caracatiță conduce în continuare. Să știți, Republica Moldova. Și o să vă dau exemple nenumărate de miercuri încolo, prieteni. Pentru că miercuri seara revenim în forță cu emisiunea Spovedania lui Rizea și o să vedeți ce se întâmplă în sistemul ăsta de forță, în instituții de poliție, cum sunt conduse, cum stau băieții ăștia la șprițuri și în ce birouri se închid. Unde s-a ascuns procuroarea Carolina Lupașcu când a venit Rizea în procuratură? Prieteni, o să vă dau, o să vă arăt documente, o să vedeți cum oamenii sunt în continuare umiliți, oameni cărora li s-au furat banii, au fost escrocați, iar anumiți oameni ai legii, ca Vadim Cojocaru, tolerează în continuare, cauționează escrocii de aici, din imobiliare. O să vedeți documente, hârtii, subsemnătura acestuia, o să vedeți chitanțe de bani, tot, Riza e pregătit cu dovezi. Și să vă prezint adevărul, prieten, pentru că adevărul ăsta deranjează pe mulți. Dar, repede, miercuri încolo începem în forță. De-aia am rămas așa, nu știu, am avut un gust amar să văd, domne, atâția politicieni, atâția șefi de instituții de forță, poliție, Vansiu, Vasilei, toți aceia să vă arate ce bine o duc ei, să gândesc ei la binele vostru și vă urează, vă pun poze cu cozonașii, și marea majoritate n-au ce să pună zilnic pe masă. Asta e. În loc să-i preocupe, repet, prezentul, viitorul apropiat, ei fac doar poze, la poze sunt buni, la imagine sunt buni, la marketing, crezând în continuare că mai pot prosti moldovenii așa cum au făcut-o an la rând, an la rând. Cu poze și cu doi cozonaci și cu cinci ouă. Hai să-i mai păcălim o dată și să-i convingem că tot noi suntem aia buni care merităm votul lor. Nu, prieteni, acum aveți partidul vostru, aveți formațiunea voastră politică în care vă aștept pe toți să vă implicați, pentru că acum e momentul să conduceți voi Moldova. Ne-am săturat, cred că de toți politicienii pe care ați văzut, cred că v-ați convins de ceea ce au putut să facă, mai mult de ceea ce n-au putut să facă. Și cred că e momentul să vă luați țara în mâini. Asta e. Iar puterea trebuie să ajungă la popor. Asta va face Riza. Orice e nevoie pentru ca puterea în această țară să fie realmente a poporului și nu a unor găști
a unui sistem mafiot și a unor interese oculte care nu vor decât să, nu știu, ori să vândă țara, ori să o amaneteze, ori să-și umple ei buzunarele. Asta îmi doresc, ca această construcție politică, Moldova, Rizea și poporul, să dea posibilitatea fiecărui moldovean din țara asta să se implice în actul decizional, astfel că, în mod democratic, după ce vom putea lua majoritatea în Parlament, să se și implice în conducerea țării al cărui cetățean este. Asta îmi doresc, prieteni. Cu politicienii cred că ne-am convins, nu ne mai trebuie alții. Da? Eu așa zic. O să vedeți multe lucruri. Dar ați văzut, am făcut o postare azi, apropo. Fac așa o scurt precizare. Mulți știți dintre voi că sunt prieten cu Piedone, chiar ne-am scris zilele astea și ieri mi-a dat un mesaj și mulțumesc. Și mă gândesc la el. Mă gândesc la el pentru că și lui se întâmplă niște lucruri nedrepte acolo. I s-a fabricat acel dosar și chiar nu merita asta, dar unii din sistemul ocult au vrut niște țapi spășitori ca să motiveze drama de atunci, din 2015, de la colectiv. Vă dați seama că un primar cu mii de locații în subordine, care are oameni, are sute de angajați, prieteni, nu poate fi el răspunzător să meargă el în fiecare spațiu. Nu se poate fizic, dar el dă ultima semnătură. Până atunci totul este verificat de către funcționari din acea unitate a administrației publice locale numită primărie, din acel sediu al administrației publice locale. Da? Vă dați seama să răspunzi tu pentru fiecare tarabă, pentru fiecare că se întâmplă, Doamne ferește, ceva. E tragic ceea ce s-a întâmplat. E dureros, dar nici acum să, nu știu, să dăm, să găsim niște țapi spășitori care chiar nu aveau nimic de a face cu asta. Adică e drum lung până să ajungi la el, că nu s-a dus Piedone acolo să răspundă de asta. Hai să fim. Da, din păcate e un om care e foarte apreciat de popor, e foarte apreciat de cetățenii sectorului 5. Acum e primar la sectorul 5, după cum bine știți, și face o muncă extraordinară. Extraordinară acum. Eu sper ca Dumnezeu să-i dea putere și să-l ajute în aceste zile sfinte să treacă peste acest obstacol și să reușească să doboare, să-i doboare pe cei care îi vor răul. Asta îmi doresc pentru el, pentru că merită sectorul 5 un astfel de primar în continuare. Și de asta am postat, pentru că mulți cunoașteți activitatea. Eu cred că e un model pentru oricine care își dorește să fie primar în România sau în Moldova. Eu cred că Piedone poate fi luat ca model de bună practică a ceea ce înseamnă cu adevărat fișa postului pentru un primar. Și cred că ar trebui să-i urmeze toți exemplul cei care vor să candideze vreodată la o funcție de primar. Da, apropo de politice. Și vreau să vă spun că am primit multe mesaje de felicitare. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris. N-am apucat să vă răspund tuturor. Unora le-am răspuns. Mulțumesc, dragii mei. Mulțumesc din suflet și o să încerc în măsura timpului să vă răspund tuturor. Că oricum n-am avut astăzi, am trecut așa, acum am revenit, am fost invitat la un prieten. E greu să faci sărbătorile fără familie, pentru că știți, familia mea, tocmai pentru a o proteja, nu este alături de mine și aici, pentru am luat decizia cu ceva timp în urmă, încă de anul trecut, datorită angajamentului pe care mi l-am luat față de Moldova, față de acest popor și de când am început această bătălie grea cu sistemul mafiot, am luat decizia pentru a-i proteja ca ei să nu stea aici, lângă mine, tocmai pentru ca viața lor să nu fie în pericol. Mi-am asumat asta, e greu fără ei, dar sper să reușim în ceea ce ne-am propus, pentru că obiectivul nostru, prieten, și mă adresez în principal moldovenilor, e unul nobil. Și îmi doresc foarte tare să reușim și să distrugem sistemul ăsta nenorocit de aici din Republica Moldova.
Și eu cred că asta merită orice sacrificiu. Cel puțin din partea mea. Da. Și vreau să mulțumesc special și lui Dan Diaconescu, pentru că foarte multă lume din România m-a sunat, m-a felicitat când a văzut inițiativa cu partidul, că am oficializat denumirea. Și mulțumesc că chiar i-am zis, am vorbit cu Dan Diaconescu, îl salut pe această cale dacă se uită și am spus, Dane, asta e un model după Partidul Poporului pe care tu l-ai făcut, care tu, vorba aia, din garsoniera ta de la OTV, ai reușit să ajungi în Parlament. Pentru că oamenii au avut încredere în tine. După, n-ai vrut să faci compromisuri și atunci sistemul te-a executat. Da, din păcate asta a fost. Dan Diaconescu a ajuns în Parlament, a furnizat cea mai mare surpriză, cred, din punct de vedere politic, o formațiune în care erau oameni fără experiență, dar cu dorință de a face ceva. Și iată că poporul i-a votat și el își dorea foarte tare să ajungă să candideze la președinție. N-a mai avut ocazia pentru că alții au înțeles că poate reprezenta un pericol și au făcut totul pentru a-l condamna și pentru a-l scoate din viața publică și în momentul ăla i-au fărâmițat și partidul. Asta, așa s-a scris istoria Partidului Poporului Dan Diaconescu. El s-a bucurat sincer și m-a felicitat și chiar m-a sunat și a zis bravo, i-am zis că e modelul după formațiunea pe care el a înființat acum mulți ani și mi-a zis că speră de data asta că acest partid să chiar să aibă succes aici în Republica Moldova. Da, cam asta e, dragii mei. Valentina, adevărata înviat, mulțumesc. Olia, adevărata înviat. Da, vă rog, Tatiana, scrieți-mi aici pe telefon pe 062 045555. Este numărul de Moldova, pe WhatsApp, pe SMS, pe Telegram, pe Viber, cum vreți voi. Și adresa? Păi nu, scrieți-mi pe mail, domnul Albert, care îmi dă mesaje acum, scrieți-mi pe mail. Dacă doriți, scrieți-mi pe mail. Eu cred că e mai simplu. Da? Da, Petru, vorbim. Deci o să fie niște dezvăluiri din mei. Eu nu știu. Dar nu vreau să discutăm. E duminica Paștelui. E o zi importantă, vedeți? Mă gândeam. Da, cum v-am spus, anul trecut, bun, acum Paștele a picat în această zi de 24. 24 aprilie. Anul trecut a picat în 2 mai, duminica respectivă, când eu ieșeam pe poarta închisorii, unde mă ținuseră prizonier, Dodon și Plahoniuc, 6 luni de zile. Era exact anul trecut, în prima zi de Paști. Da, exact cum e acum. Duminica respectivă era acum vreo față, deci duminica la ora 17:30 ieșeam în ziua de 2 mai, în prima zi de Paști de anul trecut, ieșeam pe poarta penitenciarului 13 și anunțam că mă voi implica în politică aici, în Republica Moldova, o decizie pe care am luat-o după ceea ce am văzut ce înseamnă suferință, după ceea ce am înțeles ce înseamnă abuzurile prin care trec mulți oameni de aici, după ce am văzut câți oameni nevinovați stau în pușcărie. Doar pentru că pe ei au pus ochii niște șmecheri din procuratură, din poliție sau alți factori politici care vreau să le fure afacerile. Și când am văzut ce aici, prieteni, am decis că singura soluție ca astfel de lucruri să nu mai se întâmple e să schimbăm din temelia asta. Să încercăm. E greu, e incredibil de greu. Zi de zi mă lovesc de obstacolele astea. Este ceva ce nu credeam că poate exista într-o țară, chiar și ca Republica Moldova. Și ce îmi pare cel mai mult rău este că în aceste momente, zile, luni de zile, Caracatița rezistă
Și o să vedeți zilele următoare de miercuri încolo. O să vă dau nenumărate exemple de abuzuri care se fac și acum. E incredibil. Pentru că nimeni nu mai înțelege nimic. Pentru că această rotire a cadrelor, iei pe unul, duci pe altul, toți sunt legați între ei, prieteni, sunt niște cumetrii aici. Astea nu mai poți să le rupi, să le distrugi niciodată. Aici totul trebuie luat de la zero. Vorbeam cu cineva și îi spuneam, bă, fraților, în România, PSD-ul de câte ori era, dar orice partid venea la guvernare, vreau să-și pună oamenilor, da, să nu fie dați în judecată după aia, că ăstora le e frică pasului. Dom'le, că ne dă în judecată, câștigă salarii retroactive, îi punem în funcție. Bă, fraților, dar voi chiar nu înțelegeți cum se face o guvernare. Desființați, mă, nene, toate instituțiile, așa trebuie să faceți în prima zi când ați venit. Le dați o altă denumire. Nu înseamnă că, da? Și în momentul ăla ați făcut angajări, concursuri, tot, absolut, așa au făcut toți în România. Luați exemplu măcar de la țara vecină, că tot aveți colaborări cu ei, nu? Le schimb denumirea, se desființează, se face o nouă organigramă, se trece prin hotărâre de guvern, Parlamentul decide întâi, după aia hotărârea de guvern se reorganizează toate ministerele, tot! Se schimbă tot și instituțiile subordonate. Nu-i mai ca să scăpăm de aia, ca să scăpați de tofilat de la calea ferată din Moldova, îi spuneți căile ferate ale Moldovei. Și gata, s-a terminat. Bam! Toți își pierd funcția pentru că s-a desființat instituția și nu vă mai poate da nimeni în judecată. Bă, fraților, chiar nu e nimeni acolo să vă învețe lucrurile astea, să le, nu știu, să le puneți în aplicare. Eu asta nu înțeleg. Așa se proceda de fiecare dată, eu vă spun, de la București. În PSD-ul venea, vreau să scape de ăla. Păi ce, nu e funcționar public. Lasă-mă că nu e funcționar public, noi desființăm organigrama instituției, tot. Hotărârea de guvern. Ba. Și peste o zi se înființa altă instituție, apropiată ca nume, dar e alta. Și atunci s-a desființat instituția, ți-ai pierdut jobul. Când s-a desființat, nu mai ai ce să mai zici la judecat. E o metodă mai să zicem, neortodoxă, dar e legal. Știți? Asta e problema, dar trebuie să și știi. Ce să spun? Da, dragii mei. Băi, m-ați nebunit. Bă, ce fugar, mă, sunt în țara mea, sunt cetățean. Mă, când ești cetățean al țării respective, n-ai cum, mă, să fii fugar. Voi înțelegeți? E unul aici care tot ne înjură, ne asta. Lăsați-l, prieten, că Dumnezeu le dă tuturor, după suflet și după cum îi vede. Nu e nicio problemă. Da? Eu nu sunt fugar ca Udrea, eu nu sunt fugar, fraților, ca niciunul, pentru că eu sunt cetățean al acestei țări. Iar un cetățean are voie să stea în țara asta, dacă are dublă cetățenie, să stea și în America, dacă e cetățean american, și în Rusia, dacă e cetățean rus. Nu înseamnă că e fugar. Atenție mare, deosebiți lucrurile. Pentru că asta e o jignire, când ești cetățean. A, dacă nu erai cetățean, da, atunci te poți considera. Dar în momentul în care sunt cetățean al acestei țări, cu acte, cu certificat de naștere, cu indiferent ce au zis unii sau alții, eu am certificat de naștere, schimbat moldovenesc, legal, am pașaport, am permis de conducere, am buletin, am permis de armă, am ce vreți voi, toate moldovenești și toate pe Mihai Cristian. Întâi le-am avut pe toate pe Rizea și după schimbarea legală în care am cerut preluarea numelui bunicilor mei, a bunicii mele, mi l-au schimbat tot ei. Și acum ei, după schimbarea făcută aici și după absolut tot, respectând ad literam legea, după aia au venit și au spus, vă dați seama, și-au dat peste mâini prin acel decret abuziv și ilegal în care eu acum mă lupt în instanță ca să-mi recuperez de fapt ceea ce e al meu și ce e sângele meu de moldovean. Și mâine tuturor acestor, nu știu, acestor oameni, nu vreau să le spun, personaje care tot mă înjură, care tot mă critică. Mai era unul de pe ăla care a venit la judecată, domnule, n-a dovedit atașament pentru Moldova. Păi vă arăt eu, mă, mâine atașament. Că azi e ziua de Paști. Vă pun să vedeți până și tatuajul care mi l-am făcut în 2018. Cu Moldova mai rodina, da? În rus. Da? O să-l vedeți. Fac mâine, fac o poză și o postez mâine pe Instagram și pe Facebook. Da? E într-o zonă, nu e. E ok, nu e, nu vă gândiți. E pe picior. Dar l-am de 4 ani de zile acel tatuaj. Vedeți? Păi un om care scrie că Moldova e patria mea, că asta înseamnă în traducere,
Omul ăla, credeți că își iubește țara al cărei cetățean este? Întreb. Asta e. Ei, îi deranjează pe mulți, Constantin, nu-i băga în seamă. O să ne ocupăm noi de ei. Măi, Cola, o să verificăm. Acum știi cum e. O să încercăm să ne informăm pentru fiecare membru de partidar. Cred că e important. Nu cred că vor veni oameni, pentru că imediat se află. Știi, orașul ăsta e atât de mic, se află cu metriile, se află nenășismele, se află toate, într-un timp relativ scurt, să știi. Deci, eu cred că, bineînțeles că vom avea grijă, dar și vom fi atenți. Da, vom vedea. Poate, cine știe, să mai poți strecura și unii așa, dar sper să-i depistăm. Vom fi atenți oricum. Da? Da, Nina, adevărat a înviat. Bună seara, Dumitru, adevărat a înviat. Din start, da, normal, toată conducerea Petru, bineînțeles. Adică eu cu voi, ăștia vom fi conducerea. Cei care deja v-ați înscris în partid, o să fiți, bun, o să avem și organe alese, facem un congres, o să facem, nu? Așa cum stipulează legea. Și sper foarte repede să trecem la strângerea semnăturilor. Asta vă pot spune. Vom trece la strângerea semnăturilor. Da? Ca să fie clar. Da, dragii mei. Da, e unul aici. Ce să mai spunem, prieten de el? Lăsați-l, că știți cum e. Fiecare pasăre pe limba ei piere. E o vorbă. E o zi prea importantă pentru noi, toți care, nu știu, suntem, iată, seară de seară ne regăsim în obiectivele pe care ni le-am propus, ne regăsim în conceptul politic pe care îl avem, ne regăsim în idealurile pentru Republica Moldova și în acest proiect politic Moldova, Riza și Poporul. Asta e important, prieteni, dar dușmanii nu dorm, dușmanii sunt pregătiți să ne atace, Ce să, uitați-vă și voi. Parcă nu puteam să-i răspund, nu puteam să-i... Îl lăsăm în pace, să vorbească singur, să înjure, să jignească. Că asta e. Ei mai mult de atât n-or să poată. Eu de-aia vă spun mereu, haideți să fim cât mai mulți, pentru că e singura șansă. E o pierdere de vreme, așa e, Marius, să stai de vorbă cu ei, corect, n-are sens. Dar singuri își vor da seama cât de penibili sunt. Să știi cât de penibili sunt ei. Își dau seama atât de... Dacă au măcar simțul ridicolului. Dacă nu, o țin langa. Of. Da, Tamara, adevărat a înviat. Mulțumesc, Serghei, adevărat a înviat. Ecaterina, adevărat a înviat. Mulțumesc, Valentina, mulțumesc mult. Adevărat a înviat, prieteni tuturor, Efrosinia, Aurelia, mulțumesc, dragii mei, mulțumesc. Sunt onorat că sunteți lângă mine, iată, și în această seară de duminică, în prima zi de Paști, și, repet, sper să aveți zile pline de căldură sufletească și de liniște, alături de cei dragi vouă. Eu mă bat în continuare pentru Moldova și nu o spun declarativ, prieteni, o spun, iată. Chiar dacă e o sărbătoare unde eram obișnuit să fiu și eu cu familia, nu? Că e prima oară când e un Paști fără familie, am luat decizia încă de anul trecut pentru a-i proteja, pentru a fi în siguranță să plece din Republica Moldova. Vedeți? Eu cred că am luat o decizie corectă, chiar dacă dureroasă, dar repet, salvarea Moldovei și distrugerea acestui sistem mafio de aici merită orice sacrificiu, pentru că scopul e atât de nobil, pentru că el reprezintă, de fapt, viitorul copiilor noștri. Asta îmi doresc. O țară în care copiii noștri să poată trăi prieteni, respectați, să poată trăi decent, să poată, nu știu, să nu mai simtă frica, teama acestui sistem nenorocit care
A doua zi vine, te vede că ai făcut ceva, nu știu, că ai dezvoltat ceva, o afacere, o mică întreprindere, o nu știu, faci ceva și ai profit și vor să-ți ia totul. Și vor să te închidă, pentru că asta e țara tuturor dosarelor penale aici. Fabricate. Toate, 90% din cei care stau închiși sunt pe dosare penale fabricate. Ce să spun? Asta poate fi un logo pentru. Știți, dacă vrem să facem acum reclamă Republicii Moldova, în lume, cred că dacă vrei să ai un dosar penal, vino în Republica Moldova. Tu, străin, care vrei să faci vreo investiție sau te bate gândul să zici, mama, aș investi sau aș vizita Moldova sau nu. Cred că asta ar trebui să ruleze pe CNN, pe Euronews. Bă, dacă vrei dosar penal, vino, fii binevenit în Republica Moldova. Asta ar trebui să fie. Asta, de fapt, înseamnă ceea ce se întâmplă. Este chintesența nu știu, exact a situațiilor pe care eu le-am întâlnit aici în cei aproape 4 ani de când locuiesc, în Republica Moldova, la Chișinău. Da, prieten, asta este, de fapt, concluzia. E o reclamă, ce să zic, e o reclamă, da, tragicomică, dar ea exprimă realitatea, din păcate, de aici, din Moldova. Da. Mulțumesc, dragii mei, mulțumesc mult. Da, Dumitru, ți-am mai spus, cred că referitor la asta cu masoneria, în 2011 am avut onoarea, alături de Ion Iliescu și Teodor Meleșcanu, să fiu invitat de Giuliano Di Bernardo și să ni se confere acolo în Catania, într-o veche mănăstire din asta, din Caltanisetta, să mi se confere ordinul de cavaler deci Cavaler Dignity. V-am prezentat documentul, l-am semnat chiar de Părintele Masoneriei Mondiale, Giuliano Di Bernardo. Vi l-am prezentat, o să-l mai pun în emisiune, nu știu când începe emisiunea, să-l vedeți. L-am postat cu ceva timp în urmă, cred că anul trecut, îl găsiți printre materialele postate. Ce să spun mai mult? Da? Da, dragii mei. Normale, Caterina, lasă, îi încurcăm pe mulți, da, tu n-ai văzut că îi încurcăm pe foarte mulți, dar moldovenii știu să discernă, moldovenii nu mai pot fi prostiți așa cum i-au prostit atâția, i-au manipulat atâția. Ei cred că ăștia care ne înjură, cred că mai merge cu nu mai merge prieten, nu mai merge absolut deloc cu asta. Dar de-aia aștept cu încredere să vă alăturați, aștept să veniți alături de mine în acest nou proiect pentru Moldova și pentru voi, prieteni, și să le arătăm atunci când va fi momentul că votul vostru contează și votul vostru poate decide cu adevărat viitorul acestei țări și votul vostru poate însemna distrugerea reală a acestui sistem nenorocit. Da? Împreună le vom arăta, prieteni, eu sunt sigur de asta. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați stat până la această oră alături de mine. Ne vom revedea și mâine, pentru că așa cum Riza v-a promis de fiecare dată, încerc ca seară de seară să fim în live, măcar 30 de minute, da? Până miercuri când vom reîncepe seria de emisiuni, Spovedania lui Riza, vom începe în forță, așa cum v-am spus la începutul acestei transmisiuni live. Dragii mei, o seară liniștită tuturor. Bucurați-vă de cei pe care îi aveți alături, pentru că înseamnă cel mai mult. O să realizați asta numai în momentele în care, nu știu, din vari motive, nu puteți fi lângă voi sau ei nu pot fi lângă voi. Nu puteți fi lângă ei sau voi. Sau ei nu pot fi lângă voi. Pentru că asta e dureros să nu poți să iei lângă tine pe cei la care ții cu adevărat. Și bucurați-vă de asta, de ocazia asta pe care o aveți cât mai des. Pentru că ea poate pe moment nu înseamnă foarte mult, nu vă dați seama, dar ne dăm seama doar atunci când ne lipsește. Duminică liniștită, Paște fericit, dragii mei tuturor, și binecuvântat
Și sper ca Dumnezeu să ducă această lumină a învierii pe care am primit-o cu toții de acolo, de la Ierusalim. Sper să ajungă în toate casele și în toate cătunele, cel puțin aici, în Republica Moldova. Seară bună, dragii mei! Ne revedem mâine!